Rămâi pe ProTV. La ProTV dis de dimineață Ramona se dovedește a fi roboțelul care se destramă. Ramona? E ok? Nu, hai că să nu ne... Mă dezintegrez. Ok, a venit, da? A venit momentul să vă spun că de fapt eu sunt un robot. Și-au început să cadă bucăți din tine. Le iei? Monica Săruna, bine ai venit. Bună dimineața, Monica. Numai rămânem puțin aici. Noi stăm de vorbă cu Monica. Încearcă să-i... Rezolv problema Ramonei. Dar nu vă faceți griji. Ramona a fost reparată de ProTV imediat. Nu i-a căzut decât urechea. Hai, pe bune, voi și exagerați, zău. Gata, da? E bine? M-aud, bine? Da. Mă auzi? E ok. Da. Atunci e foarte bine. Ție ți-a căzut doar urechea, nu ți-a căzut, nu ți-a căzut, ți-au căzut dinții. Ce bună asta dată. Ți-a căzut doar urechea. Ți-a căzut casca cu tot cu... Atâta vreme, nicio problemă, atâta asta vreme cât încă mai pot să mai vorbesc, nu contează. Da, da, da. Mă rog să știi că pot să, și gesticulez, că noi înțelegem. Tot dis de dimineață și tot la ProTV, Ramona este și filozof principal, discipolul ei fiind Edu. O să vă spun ceva care o să vă șocheze. Este rău pentru că nu este bine. Da, e, spune. Da. E foarte profund și atunci... Da. Da. Da, da, asta este. O să trecem și peste episodul ăsta. Când de... o să fie bine, o să fie bine pentru că nu trebuie să fie rău. Nu este rău. Clar, da. După această filozofie de viață, mergem la urmă. La România TV, ca să umple spațiul de emisiune, producătorii știrilor au difuzat niște imagini cu petrecăreți care mimau că interpretează o horă. Vă spunem noi care era fake news-ul adevărat. Deci dacă spuneați că cei de la Las Fierbin s-au apucat să cânte o horă, uite, saxofonistul zici că e Celentano. Chitaristul seamănă cu Gianni, iar bateristul e clar că e Bobiță. Allora, la Răzvan și Dani în emisiune, Dani vorbește foarte bine limba italiană pentru că are un invitat în peninsulă, na? Aiutami, ti prego, eu nu parlo molto bene italiano, nu vorbesc foarte bine italiano, ma se il 25 dicembre viene il Babbo Natale, il 6 dicembre, chi viene da voi? Cine vine pe 6? Cum si chiama? La Befana. La Befana! Dar noi se cheamă Moș Nicolae. Befana este o vrăjitoare călare pe mătură care aduce cadouri copiilor. În studio apare însă celălalt moș, Răzvan, prilej pentru Dani să demonstreze încă o dată cât de bine stăpânește limba italiană, nu? A venit și cealaltă babă. Da, bună seara, bună seara. Aflasem în spate cât stăteam că el are același impresar cu Toto Cutugno. Așa. Și el a rămas celebru pentru ciobănaș cu 300 de oi și mă întrebam dacă l-a întâlnit, dacă atunci când se întâlneau au vorbit de România și dacă știe ceva să cânte în română. Ciobănaș, da. Cum se dice? Cum se dice? Shepherd. Ăsta... Il ragazzo che... sì. El pastore. Pastorul. S-a terminat italiana la... Da. Într-un final, amicul ne și cântă melodia Ciobănaș cu 300 de oi. Ciobănaș cu 300 de oi. Deci nu numai Toto Cutugno a fost impresionat de cântec, ci certo. Ciobănaș cu 300 de oi. Vii și trec cu turma pe la noi. Apropo de cântat, Dani e polivalent, frate. Deci el cântă ca Elsa, dar în ce hal? Pe forță! Dar ce pot să spun, este sfântă născătoare de Dumnezeu. Mă fug de musical, mi-am dat seama. Oh, mama mea, ne-mai făcut! Cunoscutul actor Mihai Bendeac face baie cu apă sloi furnizată de Radet. Ah!
După ce a făcut baie, Bendeac s-a apucat de înjura primăria, ceea ce era normal să facă. Mama, mă doare fix în că am și probleme după aia, așa zic și adresa, bulevardul. În ultimul timp această situație se întâmplă din ce în ce mai des și nu veniți să-mi spuneți că de ce nu pun încălzitoare instant, boilere. De când muncesc pe lumea asta am plătit impozite și dacă voiam să mă nasc pe timpul lui Ceaușescu să stau în frig, mă rășteam atunci! Eu sunt bun, dar sunt și nebun. Ați văzut ceva mai penibil? Hă? Nu? Ha, stați puțin, că avem. Sigur că avem. Păi cum se poate așa ceva? O, la Prima TV colegii au făcut un reportaj despre un vrâncean care crește tot felul de păsări exotice. Ha, vă prezentăm acum pe soția crescătorului care are grijă de papagai. Fiți atenți cum îl cheamă pe unul dintre ei. Sufletele lui mamă, haideți. Hai. Haide, Gridea, vino pace. Hai, Gâdiță. Haide, Gridea, vino pace. Hai, Gâdiță. Adevărul e că un nume mai potrivit pentru papagal nu există. Hai de Gâdea, hai, hai, treci la mama, hai, cas, cas, cas. Sufletele lui mamă, haideți, hai. Hai de Gâdea, vino pace. Hai, Gâdiță. Tot despre papagali avem un reportaj și la ProTV, dar nu orice fel de papagal, ci papagal bulgărești. Papagalii care vorbesc nu mai sunt de multă vreme ceva uimitor, așa că la expoziția de păsări exotice organizată în Varna, vedete sunt cei care știu să facă tot felul de giumbuș lucruri. Chiar și așa, unii dintre papagali știu să fie afectuoși pe limba noastră. Se chisam cu sebesi, e nou că să fie atractivă, și să străduce în caracter, răzbărăsă. Printre dresorii care participă la expoziția de papagal din Varna este Caloian, un tânăr din orașul bulgar Burgas, care a ajuns până în finala Turcii au talent, alături de păsările sale. Как се казваш? Нашата цел е да покажем всъщност колко интелигентни, колко срещни са тия животни. Cu toate acestea, nu toți papagalii sunt talentați. Unii învață toate trucurile într-o lună, alții au nevoie de 4 luni ca să învețe să facă unele lucruri simple. Revenind la papagalii din studio, prezentatorii din studio, lor le-a luat ceva timp să învețe limba bulgară, dar o știu la perfecție. Care vă zică, dragi liderii, ați urmărit papagalătă, varnătă. Deci pentru un moment chiar am crezut că știi. Ce să știu? Da. Bagodarea mai știu, ce să știu? Iarnă tătă, ca să zicem așa. Da, da, papagală tătă. Papagală tătă, n-a vreme tătă. Păi n-avem noi vreme, avem. Și încheiem cu un banc spus de Nițoiu, unul bun care e chiar foarte bun și are legătură cu papagalii, evident. Îmi amintește de întâmplarea aia drăguță cu papagalul care era în vamă și îl întreabă vameșul pe stăpân, aveți ceva de declarat? Și ăsta spune, păi am papagalul ăsta. Și zice, a, păi trebuie să plătiți taxă, că doar animalele împăiate sunt gratuite. La care ăsta stă și se gândește puțin, care papagal zice, plătește mă, n-auzi, plătește! Da. La B1 TV, ne scuzați din nou, Tudor Barbu, îi dă m***, ne scuzați, îi dă m***, Herjev de la CNA, ne scuzați din nou. Să vezi ce înseamnă retard, domnul Herjev și alții de la CNA, dar în primul rând cu Radu Herjev vorbesc, pentru că vremelnic și, din punctul meu de vedere, complet neprielnic pentru presă, a făcut ziaristică de televiziune, Radu Herjev. Adică a citit de pe prompter, ca să fim mai concreți. Radule, retard, care etimologic are rădăcini în limba franceză, înseamnă întârziat, bă băiatule. Nu amendezi un om, chiar dacă aș fi spus că cineva e retard, nu-l amendezi. Pentru că are o întârziere de înțelegere, de percepție, de dezvoltare mentală, dar nu mental în sensul bolii. Pentru că mental în sensul bolii e alt cuvânt, retardat, măi băiatule. Iată acum o prezentare a invitaților pe placul celor de la CNA. Tudore, ia zi, hai, zi. Să nu-l deranjez pe domnul Rădulescu, îți fac plângere. Unul este președinte, știți ce mi-au cerut? Vă spun direct, ca să vedeți că dau din casă. Domne, uite care e treaba, am venit la tine la emisiune să ne prezinți exact cum îți spunem noi. Ia spuneți, invitații mei. Domnul Rădulescu, sunt președinte de onoare al fermierilor din România. Corect, Adi Rădulescu. Celălalt, sunt președinte de onoare al Sindicatului Național al Polițiștilor. Foarte corect, cu certificat de la judecător. Bravo. Și la final, domnul Tudor Barbu ar mai vrea o amendă, de-aia folosește un cuvânt la limită. Doar mai au o bastârcă de la CNA. E greu să faci o meserie în care ești monitorizat și evaluat de unii care nu știu sau nu vor să vorbească și să înțeleagă zicerile în limba română. Eu îl întreb acum pe Radu Herjeu așa, mă amendez dacă îți spun verbul a slobozi pe post? Că ceea ce ați slobozit voi de la CNA, pentru mine a fost o nelegiuire, zic eu, o neregulă majoră, acea amendă. Herjeu, a slobozi
înseamnă a elibera, bă, băiete. A elibera un document, a te elibera de niște gânduri negre. Sau, ce vrei tu, completează pe linia punctată. După cum ați aflat deja, în PSD continuă curățenia de toamnă-iarnă. Nenea Ciolacu a început să-i dea afară din funcțiile politice pe cei mai vocali și neinspirați lideri. Primul este Nicolae Bădălău, cel care micționează pe diaspora. Ei au 700 de mii de oameni, avem care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legal. Restul, până la 3-5 milioane câte se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia, eu știu, nu știu, nu ilegal, dar... Drept urmare, domnul Ciolacu l-a pedepsit exemplar, la tun zero, i-a dus umfla roțile. A fost una dintre priorități să discutăm ieșirea nefericită, gravă, a colegului meu, Nicolae Bădălău. Dânsul nu mai face parte din niciun for de conducere al partidului la nivel central. Partidului Social-Democrat i-a făcut foarte mult rău acea declarație. Dar asta nu a fost tot. Mai sunt și alții care au rămas fără funcții, deși Nicolicea și Iordache nu se numără printre ei. Codrin Ștefănescu și Cătălin Rădulescu au fost la rândul lor sancționați și nu mai au nicio funcție în PSD. Social-Democrații au decis și data congresului în care își vor alege noua conducere, pe 29 februarie. Secretare la partid, cu speranța că iese tot la președinte și mă grațiază, dar aia nu a știut nici măcar aria circului. Pușcărie pentru un partid de hoți idioți. Știe cineva cum pot să sapă tunel de la coadună la cocotierii din Brazilia? Praful și pulberea s-au ales de mic, au ieșit românii la vot. Acum niște imagini de la Irealitatea Plus, unde o prezentatoare care se pregătește să dea legătura corespondentului tocmai e anunțată în cască de regie că nu are legătura. Corespondentul Realitatea Plus, Călin Cocii, și o să vină mai târziu cu detalii pe acest subiect. Am înțeles, da. A fost așa ca un teasing, da. Hai că te-ai descurcat onorabil. Corespondentul Realitatea Plus, Călin Cocii, și o să vină mai târziu cu detalii pe acest subiect. Rămânem la reporter și vă prezentăm pe Madalina, corespondentii Realitatea la Parlament. Ea grăiește cam așa. Țara noastră riscă să primească amenzi usturătoare de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere că noi ne-am angajat să luăm anumite măsuri pentru condițiile improprii, pentru condițiile indecente pe care sunt în penitenciarele din țara noastră. Bravo, mamă dragă, n-am înțeles nimic din ce ai debitat acolo. Marian Vanghele, care este ar fi mândrul de frumosul pe care l-ai pus tu acolo, fără niciun fel de noimă. Țara noastră riscă să primească amenzi usturătoare de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere că noi ne-am angajat să luăm anumite măsuri pentru condițiile improprii, pentru condițiile indecente pe care sunt în penitenciarele din țara noastră. Trecem acum la prezentatoarea talentată, care nu mai pridideste cu cititul prompterului complet greșit. Una dintre cele mai bogate comune din Bacău, Mărgineni, a rămas în benzină, în beznă, din cauza hoților de fier vechi. Era bine dacă rămâneau în benzină, că nu, benzina petrol. E scumpă, dar a rămas în întuneric, asta e problema. Nu mai râde că ai dat-o. Am auzit că ei, colegii de la Irealitatea Plus, fac pariuri deja. Câte știri citești bine și câte le faci praf ca pe asta. Tot prezentatoarea, tare, tată, vorbește despre vârsta Madonei și spune cam așa. La cei 650 de ani ai săi, Madonna reușește din ce în ce mai greu să păcălească vârsta. What? Câți ani are? La cei 650 de ani ai săi, Madonna reușește din ce în ce mai greu să păcălească vârsta. E clar, mamă dragă, asta a fost amanta lui Tutankamon, prietenă la grădiniță cu Viorelis și colegă de școală cu Gica Petrescu. La cei 650 de ani ai săi, Madonna reușește din ce în ce mai greu să păcălească vârsta.
Trecem acum la România TV, unde blonda lui Codrin Ștefănescu ne mai furnizează o chifteluță. Cei din sistemul militar vor primi în continuare astfel de pensii, în valoarea lor, însă valoarea lor va fi plafonată. A, dar tu poți mai mult, asta e o bâlbă așa de începător. Cei din sistemul militar vor primi în continuare astfel de pensii, în valoarea lor, însă valoarea lor va fi plafonată. Rămânem la România TV pentru a asculta o reporteriță ce are o exprimare demnă de o cauză mai bună. Bun găsit tuturor, da, după lungi amânări, parlamentarii au decis să ia într-un final o decizie finală cu privire la pensiile speciale. E clar că în final au luat o hotărâre finală, deși fiind vorba de parlamentari, orice e posibil. Bun găsit tuturor, da, după lungi amânări, parlamentarii au decis să ia într-un final o decizie finală cu privire la pensiile speciale. Revenim la blonda lui Codrin, care, referindu-se la transportoarele autoblindate, spune cam așa. Câteva zeci de transportatoare Piranha 5 au fost deja trimise în România. A, dracu de spaniolă, dacă te lasă în pace pe cuvânt. Deci nu e Piranha, e Pirania, peștele ăla cu dinți mulți pricepută care ești pricepută. Câteva zeci de transportatoare Piranha 5 au fost deja trimise în România. And ca să vedeți în ce hal am ajuns. În Marea Britanie, o femeie care părea normală s-a măritat cu un covor. V-am spus că doar părea. Povestea de iubire dintre Becky Cox și Matt a început în ziua în care covorul a trecut pragul casei. Femeia a povestit că ideea de a se mărita cu propriul covor i-a venit după ce prietenii i-au sugerat că, dacă tot este atât de atașată de covor, ar trebui să-și oficializeze relația cu acesta. De aici și până la punerea în aplicare a planului a fost un singur pas. Tânăra în vârstă de 26 de ani, angajată a unui casino, i-a jurat covorului credință veșnică în cadrul unei ceremonii care a fost organizată într-un magazin care comercializează covoare. Drept urmare, vă anunțăm că bărbații sunt pe cale de dispariție sau, în cel mai rău caz, ei se pot însura cu niște lustre. Totul e ca tâmpenia să fie făcută într-un cadru festiv. We are gathered here today in this special place to celebrate a very momentous day for Becky and her husband to be, Matt. The love these two have for one another is rare and unique. Take this ring. Wear it always. I know that I rug you. Matt, we assume by your silence that you feel the same. Râdeți, voi râdeți, dar să știți că atunci când te căsătorești cu un covor, există și anumite avantaje. Lângă noi am adus-o pe tânăra mireasă care o să ne explice cum e cu covorul ăsta. Maestre, dă-i drumul! Hai da! Tata! Auzi, fata, de unde e ginerică? De unde e ginerică? Din Cisnadie! Sunt foarte emoționată, mă scuzați. Voiam să vă zic că avantajul e că pe bărbatul tău pe covor poți să-l calci în picioare, poți să-l bați, nu va fugi niciodată la amantă, în plus nu-ți va ridica niciodată tonul la tine și nu te va întreba niciodată de unde vii la ora asta, asta e foarte important. Nu-i gătești, nu-i speli, nu-i calci, covorul e bărbatul perfect pentru mine. Știi ceva? S-a furat ginerica! Auziți? Cine a fost Nașe? Nașe? Da. Mașina de spălat! Mi-aș dori, dacă îmi permiteți, lasă așa muzica, că suntem la petrecere. Da. Mi-aș dori să fiu covor! Covorul cui? Covorul bebelușelor! Bună, mică! Dintr-un reportaj făcut de Digi24 HD, aflăm că ea, gramatica, este dușmanul numărul 1 al tuturor politicienilor. Cine e în ora de curs? De cât elevi? Elevii sunt în oră, nu e altcineva. De cât elevi? Da? Legea privește măsurile de protecție ale personalului didactic. Ce rost are? Protecție a personalului didactic. Se face acordul cu protecția, nu cu măsurile dumneavoastră sale. Eu m-am zis să... Da. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. În plus, nu numai parlamentarii sunt agramați. Și la guvern, miniștrii fac boacăne lingvistice. Unii dintre ei, chiar miniștrii ai învățământului. Las-o, dracu de treabă. Aveți una dintre cea mai frumoasă școală. Lucru care încercăm să-l rezolvăm, repet, până vine. Ați descoperit cine se află la volan în acest... Vreți să vă dau acum nume și pronume? Nu, vă întreb doar dacă ați aflat. Toate cele. Românul nu este nici sclavul vostru, nu este nici mai inferior ca voi. Însă cea mai agramată femeie din politică nu este nici în Parlament, nici în guvern, ci la Bruxelles, celebra Maria Grapini. Astăzi este rău pentru că ieri au fost politice proaste.
trebuie mediatizat foarte mult să știe societățile că dacă cineva mai îndrăznește să-i pună poprire pe cont. Vreau să le mulțumesc echipei. Și acum vă demonstrăm că nici în media nu stăm mai bine cu gramatica. Uite, chiar la Digi24 HD avem niște exemple concludente prin care să le demonstrăm ipocrizia. Aproximativ de 10 zile acesta și-a deschis porților. Aproximativ de 10 zile acesta și-a deschis porților. De la porților mergem mai departe la o reporteriță care vorbește despre audiere în cazul unui dosar cunoscut, arhicunoscut. Este o audiere de altfel cât se poate de importantă în dosarul colectiv. Este o audiere de altfel cât se poate de importantă în dosarul colectiv. Și încheiem cu o prezentatoare care știe ea ceva, dar nu știe bine. Se vorbește mult despre jaful din pădurile noastre, dar se iau puține măsuri. În absența unei legislații care să limiteze dispariția aerului verde,